Eleganță. Toate acestea numai la restaurant Boccaccio, perfect pentru întâlniri de afaceri, mese festive, întâlniri romantice, nunți sau botezuri. Boccaccio, strada Golești, numărul 25, în incinta fostului restaurant Boulevard. Telefon 0740-111-271. Vă așteaptă în fiecare zi între 10 și 24 pentru o experiență culinară completă. Preparate rafinate, servire ireproșabilă și ambient elegant. Aveți nevoie de servicii medicale prompte și de calitate? Policlinica Cuplată este oricând la dispoziția dumneavoastră. Cu 18 cabinete medicale de specialitate, aparatură de ultimă generație, Policlinica oferă zilnic servicii medicale profesionale. În plus, dispune de cabinete de medicina muncii, eliberează certificate medicale pentru obținerea permisului auto, indiferent de categorie, dar și pentru portarmă. Policlinica Cuplată vă așteaptă de luni până vineri pentru a vă oferi pachetul de siguranță și confort. În fiecare dimineață vrei să afli tot ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în jurul tău. Ziarul Prahova, cotidianul cu cel mai mare tiraj din județul nostru, te ține la curent cu cele mai importante evenimente în materie de politică, economie, social, cultură, sport și investigații. Cele mai noi știri sunt și online pe www.ziarulprahova.ro. Ziarul Prahova, liderul presei prahovene. În fiecare luni seară de la ora 21, Cristi Notaru vă așteaptă la Prahova TV să faceți pressing împreună. Fiți pregătiți să jucați din primul minut.
Salutare, dragii mei, o nouă emisiune, Generația lui John. Vorbim încă o dată despre sport. O să facem cât de multe emisiuni posibile pentru a vă pune oarecum în mișcare. Asta pentru că fast food-ul este la discreție, pentru că mișcarea e din ce în ce mai puțină și pentru că o activitate în fiecare zi, cel puțin 30 de minute, s-ar putea, nu, de fapt, foarte sigur, ne va face bine. Alături de mine este Mădălina Gojnea. Bine venit, Mădălina! Bună ziua și bine v-am găsit! Mădălina, pentru cei care nu te cunosc, mai puțin pentru Wikipedia, pentru că și acolo te regăsește omul foarte ușor printr-o simplă căutare pe Google, câteva detalii despre tine, câteva informații, o scurtă prezentare. Mă numesc Mădălina Gojnea, sunt ploieșteancă, asta este foarte important. Am început tenisul la vârsta de 6 ani. La 11 ani am plecat, am urmat calea Bucureștiului. Ce să vă spun, am început performanța în jurul vârstei de 13-14 ani, tot la București, unde au început rezultatele de la campioană națională, campioană europeană, finalistă la Roland Garros, semifinalistă în 2003, finalistă în 2004 și am continuat așa până pe la 17 ani, cu 7 titluri europene, 3 de simplu, 4 de dublu. Și pe urmă am urmat calea senioratului. Și multe alte detalii pe care oamenii le găsesc foarte ușor pe internet. Exact. Da? Da. Bun. Ai spus că ai urmat calea Bucureștiului. Ce înseamnă asta? Ce e, o stradă, o cale a Bucureștiului și mergem pe ea cu toții? Nu, dar acum mulți ani, când m-am mutat eu în București, când aveam 11 ani, deci sunt 15 ani de atunci, nu aveam foarte multe facilități aici, începând de la terenuri de tenis, antrenori și așa mai departe. Și cum bine știți, Bucureștiul este puțin mai dotat în toate privințele. Încă mai are foarte multe resurse pentru tineretul care dornic de, de sport? Bucureștiul, da, cu siguranță. Pentru că am auzit foarte multe povești care spun, dom'le, nu vă duceți în București dacă nu sunteți capabili, pentru că s-ar putea să dați și mai mulți bani pe chirie și pe instructor și pe orice altceva și să nu vă alegeți cu nimic sau să vă alegeți cu un mare faliment, cu un gol în buzunar. Este adevărat că Bucureștiul este mai scump, totul este mai costisitor, dar pentru sport, cel puțin pentru tenis, sunt mult mai multe cluburi de tenis, sunt antrenori ok, normal că na, poți da și de instructor sau antrenor de tenis care doar vor bani și nu interesează rezultatele tale. Și în această categorie de sport există oameni care nu-și fac datoria? Sigur, sigur. Sunt foarte mulți antrenori care nu au nicio treabă cu tenisul. Nu neapărat n-au făcut de performanță, nu au jucat în viața lor. Sunt antrenori și nu vreau să dau nume, chiar și la noi în oraș, care au fost instalatori sau au fost, sunt antrenori care au venit cu copilul lor la tenis, au văzut cam ce spune instructorul, s-au apucat să ia și o rachetă de tenis și să învețe copii de 5-6 ani să joace tenis. Da, asta fiind o strategie foarte bună de a lua câștiguri mari pe termen scurt, fără prea mult efort? Da, da, da. Bun, și cum identificăm noi un antrenor fals de unul care e cu adevărat bun și te învață ceva? Păi nu prea ai, decât dacă ai ochiul format sau întrebi pe cineva care a fost în domeniu sau care este în domeniu. Na, părinții nu știu, își duc copilul la tenis. Vine un instructor care îi face capul mare, cu copilul va face performanță. Na. Adică foarte multe promisiuni, da? Exact, părinții deja încep exact să fie pregătiți și pentru a investi. Exact, investesc și își dau seama la un moment dat că trebuie să schimbe ceva. Dar ce să înțeleg, Mădălina, că în momentul în care un talent nativ, un tânăr, merge către un astfel de sport, dar se lovește de un antrenor care nu-și face datoria cum trebuie, s-ar putea ca respectivul copil să-și sfârșească șansa încă de la început? Depinde de vârsta lui. Nu pot să zic că da sau nu. Dacă vârstă fragedă, e la început. Dacă are 5-6 anișori, nu cred că își irosește. Sunt atâtea exemple și începând cu Agassi și sunt foarte multe exemple care și-au descoperit sau au reușit la o vârstă mai înaintată. Vorbim aici de 5-6, copii de vârstă de 5-6 ani. Dacă vin la 8-9 ani și deja pierd timpul 2-3 ani cu un instructor care nu-și dă interesul, se poate să-și piardă șansa. Și uite așa, omul a dat banii. Și uite așa, da. Și nici nu mai are încredere în alți instructori, exact, care probabil ar trebui să-și facă treaba. Au impresia că toată lumea vrea să
îi starcă de bani. Bine, sincer să fiu, acum în România mi se pare că mai toată lumea încearcă să câștige un ban foarte rapid. Așa și este. Oferă servicii de proastă calitate. Exact. Pentru un tânăr, care să zicem că are 16, 18, poate chiar 20 de ani, stadiu de amator. Da. Pe partea de tenis, echipament, sume, să știm și noi, că poate suntem curioși și bine, păi mine vrem să facem un pic mai multă mișcare. Cred că toată lumea știe că tenisul este un sport costisitor și... Cel puțin așa, din ce am auzit, că nu ne-am dus într-un magazin de specialitate. Exact. Sunt puțini care își permit să aibă un echipament adecvat sau să plătească un instructor să-l învețe măcar baza și așa mai departe. O rachetă cât de cât decentă ajunge în jur la 150 de euro. Deja ai ridicat o sumă destul de mare. Da, plus Adidas și adecvați, încălțămintea adecvată se duce și la 3-4 milioane, termobag, adică geanta pentru rachetele de tenis, și acolo vorbim de 3 milioane, na, plus chiria terenului sau instructor. Deci avem echipamentul ăsta care costă, să zicem, 200-250 de euro cel mult pentru un începător. Pentru început. După care ne lovim de un instructor. Exact. Care sunt taxele vehiculate? Îți spun acum de București, în Cred Ploiești. Că e cel mai bun, pentru că știi cum se întâmplă? Părintele spune, mă, nu îl lăsăm în Ploiești, că s-ar putea să nu facem nimic cu el. Uite, mergem către București, că am auzit eu de un tip foarte tare și aici sumele sunt cam de... O oră particulară cu un instructor cât de cât decent ajunge și la 100 de lei. Un milion. E că n-ai zis mult. Serios, te duci la psiholog și poate dai 2 milioane. Stai puțin așa, că dacă dai zilnic un milion sau normal, joci 2 ore. Să dai 200 de lei zilnic, nu cred că sunt foarte mulți părinți care își permit să ducă o socoteală lunar cât se duce numai pe tenis. Bine, decât să stea în fața unei tablete, să-și cumpere un telefon de ultimă generație și oarecum să devină un copil cocoșat, o persoană care e din ce în ce mai tare între patru pereți, parcă oarecum 2 ore, 3 ore pe săptămână cu un instructor, ar suna a activitate pentru viitor. Mă, ce-ai făcut tu toată vacanța asta? Am învățat ceva, am învățat un joc nou, un joc pe care nu-l practică tineretul. Corect. Pentru că una la mână e foarte scump. Dar pe mine mă deranjează acest aspect, pentru că o rachetă începe de la 150 de euro ca să-și facă treaba. Și mai o chestie, de ce nu facem niște cluburi care să-i invite pe tineri, pe sume foarte mici, să facă mișcare? Asta nu știu de ce nu se face lucrul ăsta. Adică cred tu chiar poți să tragi un semnal de alarmă către cei care se uită la noi. Eu am văzut lucrurile acestea, eu am văzut... tenisul mi-a oferit ocazia de a vedea toată lumea și toate continentele și absolut tot ce puteam vedea. Am văzut pe afară cluburi de tenis în parcuri. Puteai intra și juca oricât. Nu aveai instructor, dar puteai veni cu prietenii. Puteai să joci și puteai să stai 5-6 ore. La noi nu există treaba asta. Când ai ajuns acolo, trebuie să-ți închiriezi terenul. După aia, îți închiriezi și instructorul, deci nu există. Și asta e că tenisul e un sport foarte frumos, deci alergi după minge, fără să-ți dai seama, tu depui efort, care e un efort foarte intens. Și am cunoștință care spun, a, ce poate să fie atât de greu să dai într-o minge, dar când intră pe terenul de tenis, dau cu stângul în dreptul. Și asta zic, nu e ca și cum te-ai duce să alergi în parc, știi cum e, îți vine greu să alergi în parc, alergi 5-10 minute, nu mai vrei, acolo stai o oră pe teren și alergând după mingea aia galbenă, depui efort, un efort foarte mare. Asta zic, faci gen, te joci și cu mingea, te și joci și faci și sport. Pentru un începător, efortul ăsta se vede foarte ușor la cântar, la kilograme? Da, da, da. Bine, asta se vede dacă joacă o oră, 2 ore de tenis și nu se duce acasă și rupe frigiderul, să zic așa. Asta fiind un model tradițional românesc de la o vreme. Da, da, cunosc oameni care spun, domne, mă duc la sală și nu înțeleg de ce nu slăbesc, de ce nu cântarul tău mi-arată foarte mult. Da, te-ai gândit puțin la ce mănânci după sau înainte sau degeaba faci 10 ore de efort zilnic. Mai bine faci o oră,
ca lumea, cum trebuie, și ai o alimentație adecvată, pentru că lucrurile astea se pupă între ele. Problema kilogramelor deja reprezintă o boală a secolului și cred că un astfel de sport are multă educație în spate, multă organizare și chiar... Cum ar mai putea, până la urmă, să îmbine un tânăr sportul cu învățământul, că mai un pic și începe școala? Eu cred că se pot lega cele două. Spun din experiența mea și nu vreau să mă laud sau așa. De eu am putut, până în clasa 10, am putut să... Îți imagina că am făcut doar 10 clase. Până în clasa 10 am avut premiu în fiecare... Asta sunt obligatorii, stai liniștită, poate da. Să le faci, așa? Am avut premiu în fiecare an și având în vedere că aveam două antrenamente pe zi, plus școală între, seara ajungeam, făceam teme, deci am putut să duc și una și alta. Din clasa 10 m-am mutat la un liceu sportiv, pentru că deja făcusem finală la Roland Garros. Câștigasem europenele atât la simplu și la dublu și chiar mi era destul de greu, dar asta nu înseamnă că nu mi-a... Deci le poți, dacă vrei, le poți face. Și sunt convinsă că le poți face, pentru că și un copil, dacă nu face antrenament de două ori pe zi, da? Sunt convinsă că generația din ziua de azi, în loc să facă orele alea de antrenament, stă la calculator sau stă pe tabletă sau așa. E trist, pentru că mi-aduc aminte și așa, nu sunt bătrână, dar mi-aduc aminte acum 20 de ani. Deci nu aveai ce să faci altceva decât să ieși în fața blocului, să te joci șotronul, fața ascunsele, arațele și vânătorii. Nu aveai alte posibilități. Și de asta, mi-aduc că când m-am dus la 6 ani la tenis și m-a văzut antrenorul cum dau minge, de s-a închinat. Că deja pusese mâna pe minge, am avut contact, știam să alerg. Copiii din ziua de azi, când vin la tenis, întâi trebuie să înveți să alerge. Deci asta e prima chestie. Întâi trebuie pentru că să și-au pierdut înveți, această abilitate de a alerga. Pentru că nu știu. Sunt copii supraponderali și este vina părinților. Părinții nu se gândesc. E mai comod să lași copilul la televizor sau la calculator și tu să-ți vezi de treburile tale casnice. Da, până la urmă și societatea a început să fie din ce în ce mai muncitoare. De dimineață și până seara la muncă s-a inventat o bonă, da? Din America s-a împrumutat foarte, foarte, foarte mult către noi și cred că dacă dăm vina pe părinți, s-ar putea să se supere. Însă, în același timp s-ar putea să ia și niște măsuri. Pentru că văd copii de 12-13 ani care stau la coadă la câte un fast food și au vreo 60-70 de kilograme, pe puțin. Da. Știi ce e foarte trist? Părinții nu înțeleg că greutatea în plus, la vârsta lor, oprește creșterea. Deci asta e cea mai mică chestie care ar trebui să te gândești ca părinte. Ai kilograme în plus aici. Îți dai seama, la vârsta de 7, 8, 9, 10, 12 ani, ești în creștere, da? Dacă tu ai greutate care se tasează genunchi, nu mai crești nici în înălțime. Ți-am zis, sunt copii din ziua de azi, sunt albi, deci nu-i vede nici soarele, cocoșați, merg așa și se freacă între picioare, deci e trist. Într-adevăr, înțeleg că părinții lucrează foarte mult, dar când faci un copil sau când ai un copil trebuie să faci și sacrificii sau să faci ceva în privința asta. Da, Mai multe despre sacrificii, despre cum ar trebui să avem un stil de viață sănătos, discutăm după ce avem știri pe scurt. Ziua, iată câteva dintre subiectele pe care le puteți urmări în jurnal. Acțiune de amploare în această dimineață la Ploiești, Blejoi și Boldescăieni. Peste 200 de polițiști și jandarmi au descins în mai multe zone din localitățile respective în căutarea infractorilor. Zeci de persoane au ajuns la sediul poliției. Oamenii legii au descoperit la percheziții unelte folosite la spargeri, dar și bunuri furate și polițiștii de la rutier au acționat astăzi la toate ieșirile din Ploiești. Aproape 100 de șoferi au fost testați cu aparatul etilotest. Hingherii au început strângerea câinilor care umblă în voie pe străzile Ploieștiului. Astăzi, peste 60 de maidanezi au fost adunați din cartierul 9 Mai. Angajații adăpostului de câini de la Bucov adună în această perioadă maidanezii din jurul unităților de învățământ și pe cei agresivi. Munca nu este ușoară, mai ales că de multe ori hingherii se confruntă cu iubitorii de animale furioși.
Controlul impus de prefectura Prahova în rândul unităților de învățământ din județ s-a încheiat. Concluzia nu este una îmbucurătoare. Din păcate, peste 20 de școli prahovene nu au în momentul de față autorizații sanitare de funcționare. În județul nostru există și unități care se confruntă cu problema mobilierului vechi sau deteriorat. Pentru că peste câteva zile începe noul an școlar, Regia Autonomă de Transport Public Ploiești a decis suplimentarea numărului de autobuze pe anumite rute. În acest fel, autoritățile încearcă să evite aglomerația în mijloacele de transport în comun. În plus, consilierii locale au stabilit tarife mai mici la abonamentele RATP pentru elevi. Dacă vreți să aflați mai multe informații despre aceste subiecte și nu numai, nu ratați știrile Prahova TV de la ora 19:30. Pe curând! Am revenit, nu uităm că sportul întreține viața. Poate că sunt mulți oameni care zic, domne, stați puțin, haideți să ne grăbim, să evoluăm. Da, evoluția asta până la un moment dat. Spune-mi, tu ai parte de tehnologie, Mândălina, sau o pui deoparte? Bineînțeles că am și o parte de tehnologie, dar când e vorba de sport, o las deoparte. Recunosc că sunt dependentă de telefon, dar nu, adică am treburi de rezolvat. Nu sunt ca un copil de 12-13 ani care are nevoie decât să vorbească cu părinții sau atât. Da, sunt dependentă de telefon, atât. În rest, na, mai postez pe Hai să descriem un pic dependența asta de telefon, să nu fie cumva prea exagerată și pe urmă să... Nu. Adică eu nu-ți imagina, la volan nu stau cu telefonul, evit. Când am timp liber sau dacă stau de vorbă cu cineva, las telefonul la o parte, da? Un necesar telefon. Îmi sună telefonul tot timpul. Bine, asta pentru că presupune ești o persoană foarte căutată, nu e un lucru rău, însă mi-a plăcut faptul că în momentul în care vorbești cu cineva față în față, lași telefonul deoparte. Asta ține, cred că, în primul rând, de bun simț. Ține de bun simț, dar unii sunt pe bune pierduți în spațiu. Da, și eu Except că am un mesaj, stai, Mădălina, stai acolo și vorbește, stai. Da, și mă uit aici pentru că aici atenția mea. Adică mai repede decât să vorbești acolo, mă uit aici și îmi scrie aici. Și aici sunt mult mai atent. E, uite, noi, deci am un grup de prieteni, noi când ieșim la restaurant sau la un suc sau așa, punem telefoanele toți în mijloc. Este un regulament? Asta am văzut-o pe internet și am aplicat-o și e foarte bună. Punem telefoanele în mijloc și primul care ia telefonul plătește toată nota. Și stai seama Genial. Că nu se atinge nimeni de telefon. Și stai seama, sună telefoanele în continuu. Nu. Bine, adică totuși e un risc la mijloc. Sau probabil unii au al doilea telefon. Asta? Nu. Toate telefoanele stau pe masă. Ar trebui să împrumutăm și noi un astfel de gest, pentru că până la urmă ne întâlnim ca să vorbim, ca să ne simțim bine, nu ca să stăm conectați în continuare pe internet. Hai să revenim un pic la alimentație, pentru că e un haos total imediat ce intrăm într-un hipermarket. Din propria ta experiență, presupun că ai intrat de foarte multe ori într-un hipermarket, nu te-ai dus la țărani și ai cumpărat de acolo de fiecare dată, pentru că n-ai avut acces. Nu-mi permite timpul și nu. Bun. Ce faci? Ai o căutare selectivă? Te uiți la niște ingrediente? Nu cumperi nimic decât apă plată, fără să dăm branduri? Strict așa, către ce anume te orientezi? În primul rând încerc să mă orientez spre mâncarea sănătoasă și aici sunt foarte norocoasă pentru că am multe locuri la țară, cum ar veni. Am avut o experiență acum 2 ani, destul de... Nu direct. Nepoțica mea de 3 ani și o jumate are exces de hormoni din cauza puiului. Și de atunci am început să creștem totul la țară. Pui crescuți de noi, legume și așa. De ce să zic? Că intru în supermarket, dar cer să mănânc cât mai sănătos. Am mai puțin în supermarket. Merg la piață, deși știu că și acolo lucrurile nu stau chiar atât de roz. Eu am avut un regim destul de strict și am în continuare încerc să mă țin de el. Este vorba... Deci, la noi concepția e că cu cât te înfometezi, cu atât îți slăbești. Este total greșit. Deci un om poate mânca 5 mese pe zi. Ideea este să nu se ridice de la masă cu stomacul plin, saturat. Deci tot timpul trebuie să avem grijă să mâncăm puțin și des. Asta e o vorbă foarte... Bine, sunt mai multe chestii care nu trebuie să combine anumite proteine și așa. Ce să zic?
Și e și un proverb indian: masa de dimineață mănâncă o singur. Deci masa de dimineață e ok, masa de la prânz împarte-o cu prietenii și masa de seară dă-o la dușmani. Și este foarte, foarte adevărat. Sunt oameni care se înfometează toată ziua și seara nu mai pot, nu mai pot. Și asta este o prostie, pentru că vor da în ulce, vor da în gastrită. Nu înseamnă, stomacul tot timpul trebuie să aibă ceva de ronței, dar nu sunt de acord normal. Deci trebuie exclus pastele seara. Pastele sunt foarte bune înainte de efort. Fast food-urile și așa. Băuturile cu acid. Și în rest... Și uite, așa e la tot peisajul ăsta de plăcere. Când omul spune, uite, trebuie să mâncăm știi ceva, că tot ce e, de... Știi că tot ce e bun e interzis, nu? Da, da, pe mine asta mă enervează, pentru că mâncarea sănătoasă oarecum are și gust. Și omul spune, doamne, eu nu pot să mănânc salata respectivă sau nu pot să mănânc ciorba aia fără pic de grăsime. Și uite așa, un amalgam de informație care nu mai e experimentat, ci, domne, haide, facem așa, mergem la fast food, uite, e ieftin, mâncăm rapid. Normal, e mai comod, e ieftin, e mai... Da, dar ai văzut că au început copiii să aibă tot felul de bube, să aibă tot felul de colăcei. Normal, e trist, deși respiră foarte greu. Cu organism de... fete de 10-11 ani care arată ca o femeie de 30-40, carnea lăsată, dar și de la sport și de la cu celulită. Îți dau un exemplu. Chiar partea asta cu celulita e discutată în ultimii asta vreo 10 ani de ține, zile. Parcă, ține de... parcă înainte nu era atât de, nu era, cum să spun, bine, eu, la modă. De... Da, nu era la modă. Eu am văzut și fete foarte slabe cu celulita. Asta cred că de organism cu reține apa în corp. Dar important e să bem foarte multă, foarte multă apă. Nu mai zic lichide, că la noi se înțelege lichide de la alcool la suc acid. Nu. Foarte multă apă, sucuri naturale, stoarse și așa. Deci, ce să zic? Ca să arăți cât de cât de ce, trebuie să faci și sacrificii. E uite, ușor. Lumea spune că e foarte greu în momentul de față să consumi și apă, pentru că apa de la chiuvetă ori are calcar, ori are clor. Aia pe care o cumperi din magazine are nitrați. Și eu cred că tot la fel, ne înfometăm ca să arătăm bine. Acum, nici noi nu vrem să trăim 200 de ani, nu? Din păcate trăim într-o lume care nimic nu mai este natural. Și sau majoritatea alimentelor sunt periculoase și noi trebuie să ne facem loc printre ele, să scotocim ca să găsim ce e mai bun pentru noi. Tocmai de asta ești astăzi în emisiune, pentru că ești un model de urmat, în timp ce vedem pe internet tot felul de fenomene pline de orice altceva, mai puțin de neuroni. Poți să le spui oamenilor cum totuși tu te menții, cum totuși faci sport și cum nu ți-e teamă nici să îmbini toate cu tehnologia. Da, eu am un program destul de încărcat acum cu copiii, cu antrenoratul și așa. Termin, încep ziua la 8 dimineața și termin seara pe la ora 7 și normal, primul instinct ar fi să plec acasă, să mă odihnesc. Dar atunci stau și mă gândesc, oricum, am 26 de ani, cu cât înaintezi în vârstă, mulțumesc la fel, cu cât înaintezi în vârstă, cu atât organismul devine mai leneș. Da? Și trebuie să-l întreținem. Oricât de obosit aș fi, mă opresc la sală și, pentru că mi-e foarte comod și mie îmi place să alerg pe stadion. Mădălina Gorjnea merge la sală, da? Da, 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 da. Dar nu mă duc la sală să fac anumite chestii. Mă duc... Anumite chestii în ce sens? Adică, na, fac foarte multe chestii. Vreau, alerg o oră, jumătate de oră, o oră pe bandă, fac abdomene, fac spate... Și așa cât de cât să mă întrețin și după aia mă arunc în bazin. Deci pentru mine notul este pe primul loc acum. Și nu că sunt mulți care plătesc abonamente la sală, însă se duc, sunt prezenți acolo zi de zi pentru socializare. În niciun caz pentru, sau pentru check-in. Bandă. Sau pentru check-in, uite. Da, sau pentru check-in, da, și eu văd chestia. Dar dă bine când ai check-in pe Facebook, din ești la sală? Din partea mea nu. Deci, adică asta o văd o prostie. De ce să știe lumea unde sunt sau ce fac, cu cine sunt? Păi se presupune că în lista ta de pe Facebook ai cei mai buni prieteni și prietenii tăi trebuie să fie informați. Uite, sunt la sală, mă pot suna după, putem să ieșim în oraș sau nu, ne putem distra la munte. Mă pot suna, le răspund la telefon sau le dau masă, sunt la sală. Dar poate ai așa de mulți prieteni încât ți-e greu să consum multe minute, așa că le dai același raport tuturor. Am abonament nelimitat. Asta e bună. E bună ca și strategie de marketing. Da. Dar vezi tu că unele lucruri se lovesc cap în cap. Adică stai mult în lumea sportului și dacă, Doamne ferește, te retragi, și mă refer să te retragi de tot, cam care sunt repercusiunile?
De... După viața de sportiv. Adică Mădălina Vujdea de mâine încolo mănâncă în continuare sănătos, da. Mai puțin presupun că nu mai consumă la fel de multă energie, dar cum e cu restul? Normal, există riscul de a te îngrășa, mușchii nu mai... Carea nu mai rămâne atât de fermă. Ți-am zis, eu cel puțin fac... E și vorba de obișnuință. Ori la... În orice chestie, e greu la început. După aia devine obișnuință. Și cu sala, și cu alergatul pe stadion, și cu orice, orice fel de sport. E greu la început. Dar după aia devine obișnuință. Deci azi, asta încerc să le spun și copiilor, și oamenilor, și tuturor. E greu la început, dar după aia organismul va cere. Deci organismul va cere și... vor avea remușcări. Deci, cel puțin eu așa sunt. Dacă nu mă duc o zi, două la bazin, deja simt că organismul îmi cere și am remușcări, că nu m-am dus, nu m-am dus, știi? Dar e greu la început. E greu și când ai 90 de kilograme, presupun. Vai, e și mai greu. Dar întrebarea e de ce ai ajuns la 90 de kilograme? Pentru că frigiderul a fost foarte aproape, pentru că munca a fost la birou, pentru că există mașină de serviciu, pentru că există lift, chiar dacă să zicem că stau la etajul 8. Sunt foarte multe astfel de motive pe care publicul larg le expune pentru a zice, dom'le, nu e vina... A mea și atât. Mai sunt și alții vinovați. Păi atunci hai să golim frigiderul. Ne gândim că nu mai avem lift, da? Ne gândim că nu mai avem mașină, o luăm frumușel pe jos. Vai, nu, stai. Dacă putem reuși partea cu liftul, nu cred că putem convinge oamenii să iasă din mașină. Ok, e un început. Da, mergem liftul. Cu mașina. Da, nu? Liftul, e, liftul un început. E un început. Atât. Să cobori și să urci scările de câteva ori pe zi, arde niște calorii, dacă nu vor să meargă la sală sau nu vor să meargă în parcurs sau în oriunde. Sunt complexați în momentul în care merg la sală, pentru că după ce e anumite proporții și vezi că la sală sunt niște rezultate, oamenii se uită un pic cam urât la tine, zic, bă, cine e ăla, ce se întâmplă? Asta e numai la noi, deci asta e numai și numai la noi. Pe afară poți să ai 300 de kilograme, nimeni nu te judecă, nimeni. Sunt oameni care aleargă pe stradă, pe lângă mașini și... La noi dacă alergi așa pe stradă de nebun, dar nu poți să alergi. Te burfește lumea. Eu am încercat să alerg, pe lângă că, na, toată lumea te arată cu degetul, toți se iau de tine, mai vine, nu vreau să zic, mai vine și un câine să te alerge și așa... Te-a apucat vreun câine? Niciodată. Tu ai adus discuția asta? Nu, niciodată. Pentru că am fost mai ales că e vorba prietenoasă de, cu ei. Ai fost prietenoasă. Nu, că maidanezii din ziua de astăzi, ci că sunt mai răi decât aia de acum 2-3 săptămâni. Că sunt prea multe știri și... Deodată sunt mai răi. Da, ești de acord cu ceea ce se va întâmpla? Vreau să treacă chestia asta cât mai repede. Nici nu vreau să mă gândesc. Deci nu... Am vrut să înclin balanța spre da sau spre nu? Înspre nu, total, înspre nu. Sunt, bun. E o poziție, gata, trecem de asta, gata. Că nu vreau să mă gândesc, nu vreau să știu cum anumiți oameni mai pot dormi noaptea când aud câinii aia, cum se chinuie. E bine cum ai spus tu, faptul că alergi în oraș și poți să te întâlnești ori cu oameni care te arată cu degetul, te comentează sau, Doamne ferește, îți spun piedică, dar și partea cu maidanezii. Că dacă alergi pe la 8-9 seara și ieși prin vreun cartier de ăsta mărginaș, corect. Ai o surpriză neplăcută. Ai, da, ai surpriză neplăcută și din partea oamenilor și din partea câinilor. E, păi apoi să-i reclam mult mai ușor, să știi. Pe oameni? Da. Câinii îi găsești cu... Și rămâi cu reclamația. Nu știu, dacă ai vreo experiență de genul ăsta, nu. Mi-ar părea rău să mi-o spui, pentru că presupun că totuși Pleștiu e un oraș civilizat. Bine, avem pistă cel puțin de alergat, în două, trei. Am fost tot timpul. Avem? Avem. Cum? N-avem? Eu una știu, la sală. Una pe la sala sporturilor. Mai e încă una un pic mai spre statuie. Da. Bine, e trasat așa pe lângă bănci, partea a doua. Am înțeles. Mai deranjează? Da, avem. Avem pe unde să alergăm. Da, te arată bine. Că te arată lumea cu degetul. N-ar trebui să spese de ce zice lumea sau... Ce păi cum facem? Să nu? De-aia ne-am și făcut cont de Facebook, să nu ne pese ce spune lumea, unde dă like, unde dă share, de ce comentează și de ce nu, de ce pe mine nu mă bagă în lista de prieteni. Da, poate vreți să ajungeți în lista de prieteni a Mădălinei, dar pentru asta trebuie să mai așteptați un pic, să avem o scurtă pauză și apoi să revenim.
anvelope pentru toate tipurile de autovehicule, turisme, 4x4, camionete, camioane, motociclete și agroindustriale. La Vagoma Auto ai servicii de vulcanizare non-stop și reșapare, iar în cazul unei echipări complete, primești montajul gratuit și un cadou surpriză. Vino la Vagoma Auto, pe DN1A Centura Blejoi 526. Comenzi la telefon 0745-824-662 sau 0743-824-662 și pe vagoma.ro. Livrări în Prahova și Dâmbovița. Vagoma Auto. Se poate oriunde și orice. Se anunță o vară plină de evenimente și parcă nu ești în forma pe care ți-o dorești. Corpul nu este tocmai tonifiat și mai sesizezi și un rid în plus când tocmai te pregăteai pentru nunta celei mai bune prietene. Studio Hari este răspunsul problemelor tale. Acum îți poți modela corpul cu tehnologia de ultimă generație, Alumisel Wave 6, cel mai performant sistem de combatere a celulitei. Vino cu o prietenă și amândouă veți primi un discount de 15% la orice tratament intraseuticals, tratament preferat al Madonei și al altor vedete de la Hollywood. Studio Hari te ajută să arăți perfect în această vară. 3 octombrie este aproape. AFI Palace Ploiești este deja aici. Vrei să știi cum va fi la marea lansare? Vino pe 13, 20 și 27 septembrie la ceas în inima orașului să vezi, să simți, să fii parte și să te bucuri de lumea AFI. Apoi înmulțește cu 10 tot ce ai trăit și vei afla. De ce? Pentru că AFI loves Ploiești. Chiar și într-o criză economică poți găsi oportunități. Viitorul contează pentru noi. HSEQ Consulting îți oferă oportunitatea de a-ți dobândi competențele necesare în domeniul securității și sănătății în muncă, situații de urgență, resurse umane și management. În luna septembrie, HSEQ Consulting organizează cursuri de inspector, specialist și expert în domeniul securității și sănătății în muncă, auditor intern, inspector și manager resurse umane, cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, responsabil de mediu și responsabil gestionarea deșeurilor, coordonator în domeniul securității și sănătății în muncă pentru șantiere temporare și mobile, evaluator al factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, inspector, specialist și expert în domeniul securității și sănătății în muncă și manager de proiect. Vă așteptăm la sediul nostru, strada Nicolae Iorga, numărul 5, între Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și Colegiul Național Jean Monnet, la telefon 0244 576 619 sau 0734 000 508 sau accesând site-ul nostru www.hseqcons.ro. Orizontul e acolo unde vrei tu să fie. Limitele sunt unde crezi tu că sunt. Tot ce facem, facem pentru tine și pentru toți cei care vor veni după tine. La Caproni, fiecare metru cub de beton și mortar produs și livrat este un pariu cu viitorul. Viitorul foarte îndepărtat. Tehnologie de ultimă generație pentru toate generațiile următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. Aveți nevoie de servicii medicale prompte și de calitate? Policlinica Cuplată este oricând la dispoziția dumneavoastră. Cu 18 cabinete medicale de specialitate, aparatură de ultimă generație, Policlinica oferă zilnic servicii medicale profesionale. În plus, dispune de cabinete de medicina muncii, eliberează certificate medicale pentru obținerea permisului auto, indiferent de categorie, dar și pentru portarmă. Policlinica Cuplată vă așteaptă de luni până vineri pentru a vă oferi pachetul de siguranță și confort. În fiecare luni seară de la ora 21, Cristi Notaru vă așteaptă la Prahova TV să faceți pressing împreună. Fiți pregătiți să jucați din primul minut!
Am revenit, suntem foarte prezenți, suntem aici, cum nu ne vedeți, stați un pic, nu vă puneți ochelarii, televizor ar trebui să fie de vină în cel mai rău caz. Dacă se întâmplă ceva, nicio problemă, www.prahovatv.ro, cum se încarcă site-ul, aveți emisiunea live și fără alte taxe suplimentare, așa cum ar face alte televiziuni. E bine, suntem și pe Facebook, scrieți rapid generația lui John, iar acolo ne împrietenim, socializăm în modul online și pentru offline e mai dificil, mai ales atunci când strigați pe stradă de la vreo 100 de metri și eu merg într-o mare viteză și voi spuneți, nu m-a băgat în seamă. Dar nicio problemă. Revenim. Hai să vedem. Mai lămuri cum e cu sănătatea. Mi-ai spus absolut tot ce trebuie, neapărat trebuie să am niște buni prieteni care stau la țară, să-mi cumpăr pui și ce să mai fac? Eu știam că nu mai trebuie să mâncăm nici carne, nici lactate, să ne dăm pe legume și pe fructe, mai puțin chiar fructe și cât mai multe legume. Și crezi că legumele și fructele nu sunt pline de toate cele? Amu, și astea sunt? Eu am avut roșii de la țară întâmplător și roșii cumpărate dintr-un supermarket, care arătau extraordinar de frumos. Dar aveau codițe că trebuie să fie ramificate cu codiță, să aibă un pic de parfum. Tot ce vrei, dar ce frumoase erau cele din supermarket. Alea de la țară erau mici, pricăjite, cu noroi. Și cu un pic de noroi. Lovite, da. Și am tăiat jumate din cea de la supermarket, jumate din cea de la țară. Deci nici nu poți compara gustul. Da, e o mare diferență. Asta se simte și pe timp de iarnă, atunci când iei roșia din supermarket, exact, cu 12 lei kilogramul și n-au gust. Dar supermarketul pe tot parcursul anului aduce astfel de marfă și pe mine asta mă deranjează. Sunt cam toate de genul acesta, iar țăranii au o problemă. Nu-și vând marfa la timp. Cei mai mulți oameni tot către un magazin se duc și zic, că mă duc și le-am pe toate e acolo. E mai comod, da. E mai comod, scap deci, ușor, nu totul mă din chinui. Comoditate, dacă sunt să păi, s-ar ca din comoditate să trăim mai puțin. S-ar ca din comoditate să ne îngrășăm. Să ne îmbolnăvim și apoi să ne certăm unii cu alții că nu avem un doctor bun. Și pe aia ne dăm cu pumnii în cap de ce am ajuns bolnavi și grași și tot așa. Vreau să aduc în emisiunea de astăzi o controversă. Eu nu sunt microbist. Deci, uite-te la mine, n-am habar de fotbal. Însă mă deranjează faptul că se pune mare accent în momentul de față pe orice meci din România, pe orice scandal ce ține de fotbal, de jucători, de, nu știu, un accident. Iar când vine vorba, hai să zicem că și basketul mai e oarecum în vizor, după care celelalte sporturi sunt sărace, sunt fără investiții. Rar mai auzi cum un sportiv care face, practică, un alt sport să fie luat în seamă. Uite, felicitări, medalia de aur. Ce a făcut el acolo? Nu știu ce să zic. Fotbalul este cam peste tot căutat și așa. Eu cred că nu vreau să mă exprim, dar eu insist oarecum să te exprim în această direcție. Cred că sunt foarte multe interese și foarte mulți bani la mijloc. Asta e părerea mea. Și asta se vinde, dacă toată lumea în România observă că e microbistă, nimeni nu se uită la un meci de tenis, sunt foarte puțini și dacă stăm puțin să ne gândim, tenisul, exemplu că e sportul pe care l-am practicat eu, acolo ești tu cu tine, nu poate da mama sau tata șpagă să te bagi într-o echipă, dacă intri pe teren, ești tu pe picioarele tale, atât. Asta am observat și cred, sunt echipe de fotbal care aduc jucători pe nepotisme, pe pile, pe care n-au nicio legătură, dar știi cum e? Sunt 11 jucători, da? Că e unul mai bleg, nu se bagă de seamă, știi? Cred că sunt foarte multe interese și foarte mulți bani la mijloc și chestia asta ar trebui să te deranjeze pentru că, până la urmă, sportul tău pierde din imagine, pierde din interes public. Așa și e. Cred că și în buzunarul tău ajung mult mai puțin bani. Ba chiar și în buzunarul generației ceva să vină după tine. Nu este neapărat vorba de bani, e vorba că și ceilalți sportivi muncesc, cred eu, părerea mea, de 100 de ori mai mult decât fotbaliștii sau sunt sporturi individuale mult mai grele și îți dai seama că merită și atenție, merită și publicitate, că prin prisma asta, vin și sponsori, vin și reclamele, vin și banii și așa.
mi se pare corect, știi? Și eu când iau un ziar de sport și vreau să mă uit de tenis, trebuie să dau 5-6 pagini, cele cu fotbalul, și să le dau, să ajung la o rubrică atâta de tenis, una atâta de scrimă, una atâta de nu mai știu ce, și aia e, de handbal, de volei. Și trebuie să dau 5-6 pagini de fotbal, care nu mai... Deci... Dar nu prezentați interes? Nu faceți suficientă performanță sau scandal? Cred că facem foarte puțin scandal. Asta vinde în România în ziua de azi. Foarte mult vinde, na, știi cum... toate scandalurile, tot ce faci, mai rău. Și cum tenisul, na... E un sport fair play și toată lumea știe chestia asta și îți dă o educație bună. Și adică, dacă stăm puțin să ne gândim la Roger Federer, da? Rafael Nadal, Djokovic, dăm un singur exemplu, un singur scandal la care ei l-au provocat sau au făcut o chestie. Nu există, pentru că în momentul în care ești sportiv și așa, trebuie să ai și puțină grijă, da? Știi că ești o persoană publică. Bine, ăștia care dau cu piciorul în minge și ei sunt în fața presei, reprezintă partea asta de persoană publică și ar trebui să aibă grijă cu cine, de câte ori și când și unde. Ține și de educație și ține și de sportul în echipă. Tot timpul sportul în echipă, știi cum e, într-un bol cu mere, dacă e unul stricat, mai strică și pe ceilalți. Cred că asta e și... E un sport de echipă, se trag unii pe alții, știți? Până la urmă e vorba și de un anturaj, o mică comunitate, exact, și se influențează. Exact. Fii atentă, dacă pe Google, atenție și pentru voi, dacă scrie Mădălina Gojnea, Wikipedia te lansează așa pe primul loc, adică încercând să ofere o informație cât mai relevantă. Ceea ce vreau eu să punctez în emisiune e legat de sumele de bani care sunt aici puse. Gen, fii atentă, Cluj-Napoca, România, 10.000 de euro, alți 10.000 de euro la Atena, 10.000 de euro Arad, hai să mergem la sume de-astea mai mari, București 25.000 pe 26 septembrie 2010, adică eu te cred deja după ce văd pe internet aici o persoană foarte bogată. Da, asta lumea nu știe că valoarea, deci cea mai mică valoare a unui turneu de tenis este de 10.000 de dolari, da? Eu mă duc și câștig turneul și în presă apare Mădălina Gojnea a câștigat un turneu de 10.000 de dolari. Astea sunt informații eronate. Lumea nu știe că aia este valoarea totală a premiilor. Adică ar fi un buget, da, pentru toată activitatea. Ca să dau un exemplu, deci din valoarea unui turneu de tenis, câștigătorul ia cam 15%. Ți mai impozitează, deci la un turneu de 10.000 de dolari, rămâi în mână cam cu 1.200 de dolari. Restul se duc la finalist, la semifinaliști, la dublu, la... Deci fiecare și-a, în funcție de turul care l-a trecut, și-a o sumă de bani. Care nu e atât de mare precum nu, cea care este, e scrisă deci este pe total, internet. Da, total enorm. Și bine, sunt frumoase sumele astea. Cu cât sunt mai rotunde, cu atât dau mai bine, da, la... Vorbim, hai să vorbim de Grand Slam, care este un Grand Slam 25 de milioane de euro, da? Câștigătorul nu ia 25 de milioane de lei, ia 2 milioane, deci asta zic. Totuși ăla ia 2 milioane, adică ia, să ne fie cu iertare. Faci, da, ceva cu banii respectivi. Poți să-ți întemezi o adevărată familie, mașină, vilă, ce mai vrei, piscină. Logi. De ce te-ai retras din activitate? Din cauza accidentărilor. Am avut în ultima perioadă foarte multe accidentări. Am avut un moment de cumpănă acum în 2011, când am urcat pe loc 140, loc care îmi permitea să joc la toate Grand Slam-urile, toate turneele. La toate turneele. Da, voiam să spun că deja pentru cei care se uită în momentul de față, da, pe Prahova TV, rulează imagini cu tine din, da, activitatea, da, da, ta, în funcție de ceea ce am găsit pe internet. Da, da, da. Din cauza accidentărilor, în 2011 am avut o accidentare destul de serioasă la coastă. Am avut fractură de coastă la un serviciu mi-a pleznit pur și simplu coasta. Am jucat la Australian Open în calificări sub medicamente
Și am ajuns acasă, la remene a ieșit și coasta ruptă și mușchiul intercostal rupt și m-a ținut cam 6 luni de zile la pat, cu bazin, cu un not în fiecare zi, recuperare și tot așa. Mi-am revenit. De obicei, la tenis, perioada de revenire durează cam cât a durat și accidentarea. Deci, dă seama că un an s-a dus aproape așa. După ce mi-a revenit, a urmat turnele, dă-i seama, pregătire, ți-o-i pierzi aproape turul 1, turul 2, până îți revii. Apar frustrările și tot așa. Și, na, ca sportiv trebuie să ai tot timpul capul limpede și corpul foarte ok. Altfel, de la stres, de la intervin alte accidentări. Și mi-am revenit și din perioada aceea, iar în luna mai, ultimul turneu care l-am jucat a fost în Tunisia. A fost terenul destul de ploase, a fost terenul ud, am alunecat și s-a dus piciorul pe spate, s-a dus genunchiul pe spate. Am ajuns acasă, na, am ceva lichid la genunchi spate și ligamentele exterioare lezate. După aia am mai avut tot așa o tendinită la mână și am stat foarte bine și m-am gândit și am ajuns la concluzia că poate atât a putut organismul meu. Soții din, ca sportiv, soții din accidentare în alta e foarte frustrant și îți dai seama, îți dă toate visele și totul peste cap. Dar trebuie să fii și cu picioarele pe pământ, să spui atât am putut, atât am făcut și să spui sănătatea pe primul plan. Că cred că asta e cea mai importantă. Dar spune dacă ai atins succesul pe care tu ți l-ai dorit, dacă ți-ai îndeplinit visul sau dacă această retragere din activitate oarecum ți l-a sfărâmat. Clar că mi-a sfărâmat. Visul meu a fost întotdeauna să intru în prima 100 mondial, de aia și spun, am fost 140, am fost destul de aproape, mai aveam foarte puțin. Jucam bine, aveam încredere în mine, venisem de pe locul 250 și în câteva luni am ajuns 140 și s-a întâmplat chestia asta, dar cum eu cred că nimic nu e întâmplător în viață, na, și cum organismul meu mi-a dat semne, clar, nu mi-am atins visul, dar nu îmi pare rău de nimic ce am făcut și sunt foarte mulțumită de că atât cât a ținut de mine, am făcut. Și dacă aș putea să mai fac lucrul ăsta, l-aș face din... Dar ți-am zis, cred că asta e curiozitatea maximă. Mai există vreo șansă să-ți reiei activitatea și să-ți continui până la urmă visul ăsta? Nu cred. Din cauza sănătății? Din cauza sănătății, da. Pentru că sportul de sportul este foarte bun. Deci sportul îl recomand din toată inima mea, dar cred că mulți știu că sportul de performanță uzează organismul. Deci nu vrei să știi cum mă trezesc dimineața. Da, îți dai seama, 20 de ani de milioane de lovituri, coate, umeri, genunchi, totul, coloană. Deci totul este foarte... Mie îmi place că spui lucrurile astea la televizor și că spui și partea mai puțin plăcută atunci când vine vorba de performanță, nu de sportul ocazional, care este absolut recomandat. Da. Dar... sportul de performanță uzează foarte mult. Hai să vorbim și de partea cealaltă. Normal, eu am început tenisul la 6 ani, la 11 ani am plecat de lângă părinți. Deci eram un copil, o plecare foarte fragedă. Foarte fragedă, mai ales ca fată. Știi cum e? Ca băiat e altceva, dar ca fată, na, aia sunt anii care am plecat foarte devreme. Sacrifici multe din punctul ăsta de vedere, ca sport de performanță. Sacrifici copilărie, sacrifici familie, sacrifici prieteni, tot. Tinerețe și așa. Dar, pe de altă parte, nu-mi pare rău de nimic, de absolut nimic, pentru că am văzut locuri extraordinare, am întâlnit oameni extraordinari și spun sincer, nu mi-ar fi plăcut să fiu o fată banală de 26 de ani, știi? Adică am realizat ceva, fac acum un lucru, acum antrenez la București, fac un lucru care îmi place, sunt între copii, lucrez în aer liber, fac ceea ce am învățat și încerc la rândul meu să învăț pe alții și îmi place. Da, mă întreb pentru toți copiii care vin la tine și care își doresc să te aibă pe tine ca și model. În momentul în care află și astfel de secrete, nu sunt oarecum dezamăgiți? Adică, ok, ai ajuns undeva, dar nu pe ultima treaptă pe care îți doreai tu să pășești. Știi ce le spun copiilor mei?
mă rog, între ghilimele copiilor mei. E frumos totuși, cum ai zis. Da, da, da. La, toate la timpul lor. Ca în orice în viață, există și riscuri, da? Și când începi un sport și ești talentat și așa, tot timpul există riscul să te accidentezi sau se întâmplă ceva, Doamne ferește, deci trebuie să pui asta și în balanță. Ca orice chestie, eu le spun copiilor mei următorul lucru. Copii care i-am de performanță la 11-12 ani și mai văd câteodată la antrenament că cârie. Și le spun așa, băi, trageți tare acum câțiva ani, da? Mai ales acum când sunteți în formare, câțiva ani. Dacă munciți de serios și vă sacrificați câțiva ani, veți ajunge la 30 de ani să nu mai trebuiască să munciți toată viața voastră. Și așa și e, să știi că din tenis se câștigă bani. Este un sport foarte costisitor, dar dacă ajungi acolo unde trebuie, răsplata vine. Și asta le spun, munciți acum, trageți acum, sacrificați-vă, sacrifici familie, copil, dar ai timp după 25-30 de ani și de tot ce n-ai avut parte. Și asta le spun, trageți cu munca, vin și rezultate, și faimă, și bani, și tot ce vreți, și cupe, și medalii, și tot ce vreți voi. Dacă vă faceți treaba, anii ăștia, că sunteți în formare până la 17-18 ani, după aia merg toate așa. Și o să ajungeți la 30 de ani să vă întrețineți toată familia și să nu mai trebuiască să munciți. Poate că marea problemă pe care o are tineretul în momentul de față e că un proiect trebuie să aibă finalitate cât mai curând și cu cât mai multe lucruri valoroase, care evident că țin de partea financiară. Când îi spune un copil, muncește până la 30 de ani și după 30 de ani te poți opri, te poți relaxa și poți trăi viața. Da, nu conștientizează. Nu, dar foarte mult știu că e greu. Este greu, într-adevăr. Da, și sunt riscuri, adică faptul că le spui, fotbaliștii câștigă, da? Câștigă mai mult decât ceilalți sportivi. Or spune, bun, de ce să nu mă fac un fotbalist? Da, dar am văzut fotbaliști foarte talentați și foarte buni și din cauza că părinții nu aveau situație financiară, a fost dat la o parte. Băgat nepotul nu știu care. Deci, ce nu, îmi pare că nu vrei să nominalizezi sau nu. Nu vreau să dau ăsta nume. Nu, eu am trăit printre sportivi și chiar ți-am spus că din clasa 10 m-am mutat la liceu sportiv și am fost în clasă cu 20 de fotbaliști și 10 luptători, singura fată. Și am trăit printre ei, știu și ce educație au fotbaliștii și acum nu generalizez, dar asta spun. Banul contează. Am fost în clasă cu nepotul lui Becali. Deci, ce să spun, stai seama, sunt și la tenis sunt copii foarte, foarte, foarte talentați, din cauza că nu au posibilități, nu pot continua. Eu am copii și le spun tot timpul, sunt copii de bani gata, care au absolut tot să facă tenis, dar caut totul pe tavă, nu muncesc. Și sunt copii care se antrenează un an de zile și vin la naționale cu, nici măcar n-au termobec, cu o rachetă în husă și cu Adidas și jerpeliți și îi badele sună apa în cap. Și asta le spun, vedeți, copilul ăla munciște pentru un țel, pentru naționalele alea, care le joacă o dată pe an și nu are posibilitățile voastre și vă bate de mai știți pe unde să ieșiți. Asta pentru că are o motivație mai puternică, pentru că, da, pentru că are psihicul curat, da, da, și nu se bucură de toate roadele înainte de munci. O concluzie să avem pe partea asta de spor care chiar ne ține în viață, serios, adică da, e din ce în ce mai bună regula asta, frate, mișcă-te, nu sta în casă, că prinzi greutate. Este foarte ușor să stai în casă, să stai la calculator, să stai cu telefonul în mână și să mănânci, dar cu cât faci lucrurile astea, cu atât va fi mai greu mai târziu. Și sunt persoane care își dau seama, deja când ajung la 100 de kilograme, stai că m-am îngrășat. Da, să le spun, și mai ales părinților, oricât de mult ar munci sau oricât de greu ar fi, să-și rupă o oră, două, trei, patru ore pe săptămână pentru sport, indiferent care ar fi el, indiferent cât sunt mici, că dacă iei de mici, le va intra microbul în sânge. La 15, 16, 17 ani, să-i trimiți la un sport e din ce în ce mai greu. Indiferent ce face el, tenis, basket, fotbal, să facă sport. Sportul înseamnă, na, mișcare, sănătate, un corp frumos, un corp care să-ți fie drag să-l privești în oglindă sau și așa mai departe.
Deci eu asta sfătuiesc pe toată lumea și celor mai mari și mai... Că aveți kilograme în plus, se pot da jos cu muncă, dietă și foarte multă mișcare. Nu să nu se gândească, se uită lumea strâm la ei pe stradă sau așa, este corpul lor și trebuie să aibă grijă de el. Plus că înseamnă sănătate. A, kilograme în plus înseamnă pasta, probleme. Pasta trebuie să conștientizăm sănătatea, da, că atunci când nu mai avem, ne speriem. Hopa, ce am făcut? Și ne dăm seama când ajungem prin spital și ne spune doctorul că trebuie să slăbim 20 de kilograme, că inima este foarte presată de grăsime și tot așa. Și oasele și absolut tot. Mădălina, îți mulțumesc foarte mult și pentru prezența în emisiune. Ne-ai și speriat, ne-ai și bucurat, ne-ai și atenționat. Acum, important e ca voi să fii înțeles ceva din toată chestiunea asta. Nu, acum nu performanță. Stați liniștiți, nu? Dar sport să fie. Cât mai puțin fast food, serios, adică înțeleg că e mare tentația, dar sunt foarte inteligenți și primitori, chiar și țăranii, mai ales dacă sunt aia de la țară, nu aia din piață. Și mai presus de toate, un pic de alergare, un pic de mers pe jos și cât mai multe gânduri pozitive. John, să ne auzim și mâine de la 16:45. Până atunci, numai bine. Pa, pa!